Noi locuri de muncă în Mehedinți sunt puse la dispoziția celor interesați. Începând de astăzi, 70 de locuri sunt vacante, iar șomerii și persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 170 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. Administrator imobile 1 loc, agent de vânzări 1, ajutor de ospătar 2, ajutor de bucătar 2, asistent medical generalist 2, bucătar șef 1, bucătar 1, bufetier 4, barman 1, controlor calitate 1, casier 2, coafor 1, consilier juridic 1, confecționer îmbrăcăminte 2, dispecer 5, dulgher 6, economist 1 loc, electrician 1, frizer 2, femeie de serviciu 8, fierar betonist 3, faianțar 1, finisor interioare 5, gestionar depozit 3, hidroizolator 1, inginer naval 2 locuri, inginer mecanic 1 loc, îngrijitor spații verzi 1 loc, instalator sanitar 2, lucrător comercial 1, lucrător în bucătărie 4, menajeră 1, muncitor necalificat în construcții 8, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 21, mecanic auto 1 loc, operator fabricare hârtie 5, ospătar 12, pizzar 5, supraveghetor hotel 1, șofer 6, sortator deșeuri 10, stivuitorist 3 locuri, săpător manual 2, zugrav 1 loc, zidar 8 locuri, tâmplar 2 locuri și 2 locuri pentru persoanele calificate în meseria de vânzător. În următoarea perioadă se vor pregăti 10 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. De asemenea, pentru asigurarea reconversiei profesionale, pregătim în această perioadă mai multe cursuri de calificare-recalificare. Sunt cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Sunt cursuri care se fac în meserii pentru care există cerere de forță de muncă din partea agenților economici. Facem înscrieri pentru agricultori, culturi vegetale și creșterea animalelor, îngrijitor spații verzi, lucrător în comerț, femeie de serviciu, bucătar, ospătar, babysitter și tâmplar universal. Orice șomer înregistrat își poate alege orice curs dorește, iar în momentul în care grupele vor fi alcătuite, vor începe activitățile teoretice și practice de instruire, cu accent pe partea practică, care reprezintă 2/3 din durata unui curs de formare profesională. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați, sunt așteptați la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă din județul nostru.